Popularitatea președintelui american atinge cea mai ridicată cotă din ultimele două luni. 40% dintre locuitorii din Statele Unite au încredere în acțiunile pe care le face Joe Biden, totul într-o conjunctură în care a avut mai multe victorii legislative, dar tocmai asta este interesant de analizat. Împreună cu Miroslav Tașcu Stavre, analist de politică externă, bine v-am găsit, domnule Tașcu Stavre. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație. Vedem că într-un moment în care și în Statele Unite, la fel ca și peste tot, se confruntă cu criză economică, criză energetică, o inflație care crește, totuși Joe Biden reușește să atingă cote de popularitate nemai întâlnite în ultimele două luni, 40%. Asta într-un context în care el oricum în ultimele luni scăzuse în ceea ce privește popularitatea. Da, m-am uitat și eu pe sondajele din luna mai, aprilie, mai, când într-adevăr popularitatea președintelui Biden a fost la niște cote extrem de scăzute. Nu știu alt președinte american, poate Donald Trump în 2017 să fi scăzut sub 40%, era undeva pe la 33-34%. Da, sunt totuși multe crize, nu doar criza economică din Statele Unite, cea mai mare inflație de după anii 80, ci și conflictele internaționale și situația extrem de volatilă și instabilă la nivel mondial. Creșterea prețurilor energiei, războiul din Ucraina, criza din Taiwan, toate lucrurile astea, sigur că dau niște consecințe interne. Dar politicile și măsurile pe care administrația Biden le-a luat s-au dovedit a fi pe placul cetățenilor, nu? Pentru că până la urmă sondajele de opinie măsoară o intenție, o opinie referitoare la măsurile administrației Biden și se pare că ele au fost cumva apreciate. Reluarea rolului pe care Statele Unite l-a avut în arena internațională după epoca și era Trump și-au spus cuvântul și cred că au cântărit poate cel mai mult în schimbarea sau creșterea percepției în rândul americanilor de rând. Faptul că este mult mai intransigentă administrația Biden față de dictatori precum Putin sau regimul de la Beijing arată, nu, până la urmă, rolul pe care Statele Unite, singura mare putere sau singura putere în epoca asta din 1918 este totuși epoca americană. Deci rolul sau reafirmarea rolului Statele Unite în arena internațională cred că a cântărit foarte mult. Măsurile economice care încep timid să-și facă efectele și totodată, sigur că da, proiecția, dacă vreți, pentru noiembrie e extrem de importantă. Statele Unite vor avea alegeri legislative și lucrul ăsta va cântări extrem de mult dacă președintele Biden va reuși să convingă până la urmă alegătorii și Partidul Democrat să rămână cumva principala forță politică din Statele Unite. Rămâne de văzut și de urmărit foarte îndeaproape. Știm că și Donald Trump deja și-a manifestat cumva intenția, încă neoficial totul, dar vrea să candideze pentru un nou mandat. Probabil că va fi o provocare să vedem exact cum se vor desfășura lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză. Mulțumesc și eu. La revedere.